Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul am ieșit la joacă. Ba nu, am ieșit să facem emisiunea. Bine, nu contează. De ce spun asta? Pentru că suntem în Orășelul Copiilor, care s-a deschis ieri și nu puteam să ocolim zona asta din parcul de la Policlinică, unde e și Bradu, unde e și Orășelul Copiilor, unde copiii vor veni și or să se joace. Așa ar trebui. Ce avem pe aici? Păi avem instalații, avem iepurași, avem șoricei, avem căsuțe. Da. Copiilor le plac lucrurile astea. Vrem să vedem cât de bucuroși sunt ei că s-a deschis Orășelul Copiilor în această locație, pentru că știm cu toții prin Suceava se mai și lucrează în alte locuri și vrem să vedem și vouă dacă vă e dor de copilărie, dacă vă e dor de vremea aceea când vă jucați, când n-aveați griji, când n-aveați rate, când n-aveați lucruri la care să vă gândiți, de genul ce pun mâine pe masă. Uite, eu mi-aduc aminte de vremea când eram copil și Orășelul Copiilor era în parc la universitate și era o corabie imensă, foarte mare construită. Da, un alt fel de Orășelul Copiilor. Ei, cu un buget mai restrâns în perioada asta mai apropiată, da, copiii se bucură și așa. Și l-așteaptă și pe Moș Crăciun. Dar până la el mai avem, să nu uitați să fiți cuminți până vine moșul, că dacă nu, n-o să vă aducă mai nimic. E frumos. Da, e frumos, copiii se bucură. Da, e frumușel, frumușel. E frumos, e mai îngrijit acum ca anii trecuți. Da, e frumușel. Acum am venit și eu cu băiețelul, cu nepoțelul meu. Foarte frumos. Văd că la copii le place. Frumos. Da. Extrem. Uitați-i, întrebați-i pe ei. Da. Da. Se bucură pentru că e un loc de joacă, e ceva deosebit pentru alții care nu au mai văzut Brad până acum. Nu se vede în fața lor. Nu știu, cred că foarte bucuroși. S-au pus mai multe căsuțe, nu știu, față de centru era peste mână pentru unii. Mă gândesc că e cea mai așteptată perioadă din an. Bine, moșul. Colindile, ce mai sunt, obiceiurile? Așteaptă, și totdeauna așteaptă. Copiii sunt cei care așteaptă, care vor să vadă ceva mai deosebit, mai bun. Așteaptă că e luna cadourilor, e luna jucăriilor și ăștia bătrâni să bucură. Să fie sănătoși, să primească un mic dar din partea celor dragi. Să ofere. Dar nu cred că numai copiii așteaptă perioada asta frumoasă. Și noi, și bătrânii, și părinții, oricine. Pentru că e luna cadoului și fiecare așteaptă un cadou. Cât de mic ar fi, tot așteaptă un cadou. Foarte mult ar trebui să-i întrebați pe ei mai degrabă. Că ei vă spun sigur. Sunt mai sincer față de noi. Jucării, în primul rând, hăinuțe, dulciuri. E, moșul, depinde când au fost de cuminți și cum au învățat. Să pregătește moșul. Ce aștept de la moșul? Ia uzi. Nu știu. Ei, aștept o jucărie, o hainuță frumos, ce așa? O hainuță. Foarte multe jucării. Foarte multe jucării. Dulciuri au adus de Moș Nicolae, dar de Moș Crăciun au adus. O să aducă multe jucării. Mai puțin am asta. Pe oamenii ăștia. Că așa e situația. Nu știu. Tot nu știu. Tot pe ei trebuie să-i întrebați. Da. Toate. În afară de școală, probabil. Unde e mai puțin plăcut. Ne-i dor, nouă, da, și noi am rămas cu unele aspecte din copilărie, de timpul nostru încă. Da. Foarte mult și de zăpadă ne-e dor. Și de un cuvânt bun, de un lucru bun să auzim. Numai de bine și de sănătate să auzim, că suntem supărați pentru treburile care se întâmplă în mai. Cum să mă? Ce mai face pioasă să vină? De viața liniștită, frumoasă, cum era înainte. Da. Nu știu, am avut o copilărie foarte frumoasă și încă copilăresc, dacă pot să spun așa. Da, copiii se bucură de Orășelul Copiilor, care e chiar aici, în parc la Policlinică. Dacă încă n-ați ajuns cu copilul pe aici, poate ar fi cazul să veniți. Da, mai pe seară, așa, când se aprind și luminițele și e cu adevărat o atmosferă specială de sărbători. Dacă ar fi și zăpadă, atunci ar fi și mai bine. Da, ne bucurăm cu ce avem deocamdată. Multe căsuțe, luminițe colorate și ce să mai găsim pe aici? Zâmbete de copii. E cel mai important. Noi vă urăm sărbători fericite de pe acum, că abia începem să ne pregătim. Dar o lună întreagă o să ne bucurăm de ele. Și să nu uitați, dacă tot vorbim de copii zâmbăreți, avem nevoie de ajutorul vostru să facem și noi câțiva copii să zâmbească atunci în apropierea Crăciunului. Vă rugăm, dacă aveți pe acasă jucării care nu vă mai trebuie, jucării poate de care copilul nostru s-a plictisit, să le strângeți, să nu le aruncați, le aduceți la noi, la sediul Simply Mind, în spatele primăriei Suceava. În apropierea sărbătorilor le vom duce
câtorva copii care vor zâmbi cu siguranță și se vor bucura că moșul le-a adus ceva. Dacă vă vine vreo idee de emisiune, atunci aștept un SMS la 0744-238-830 sau pe site-ul nostru pe www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744-238-830 sau accesează simplymind.com. Apropie sărbătorile. Cu siguranță vrei să-ți faci un cadou frumos. Vă recomandăm mobila Delux, modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Avem tot ce îți dorești. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe, cu reduceri între 5 și 10%. Alsace Mod urează clienților și colaboratorilor sărbători fericite.